Bună ziua, bună ziua! Prieteni, azi că este duminică, nu prea am o zi așa bună și nu mă simt așa bine. Am frisoane, mi-e frig și mă dor oasele, nu mai pot. Mă dor până și degetele la mâini. Parcă sunt bătută cu ceva. Brațele tot. Poate că sunt răcită, poate că am stat în curent, am făcut curat în curent, pe casa mare, dar nu mai pot. Am stat și puțin în pat, pentru că e duminică, să poate îmi revin, dar de unic, mă dor brațe, nu mai pot. Și în același timp și obosesc, foarte rău. Am făcut asta la copii, am făcut ce-a vrut ei. Mănânce și ce mai a făcut eu pe aici, pe bucătărie. Sunt terminată, să vede că sunt terminată pe moarte. Și acum am venit la bucătărie să fac niște orez cu lapte. Acel Leonardo. Se vede că nu mi-este bine, chiar nu mi-este bine deloc. Am pus orez și trebuie să-l scol acum și pe picioare. Obosesc, parcă mi se bate ceva la fund. Mă simt obosită. Nu mai pot, nu știu. Mi se rău. Nu știu de ce. De ce sunt așa de obosită, de ce mi se așa rău. Chiar nu mai pot. Copiii sunt în casă, au mai ieșit și afară, dar stau în casă, pentru că tot e răcoare afară. Acolo sunt să fie apuncet așa, până în strecor, îl mai gândesc felul strecor și îl plătesc așa, cu apă rece. Și după aia pun în lapte, zahăr, un pic de sare. Nu pot să vorbesc. Știți că nu mă prefac. Când spun adevărul. Nu sunt bine, nu știu de ce. Ce răceală o fi de la curent, poate eu. M-am gândit și am vorbit și cu ursul. Și i-am spus că nu mai pot să mă mișc atât de rău. I-am spus să n-am un COVID ăla. Și nu știu și mă urăci. Nu este chiar rău. Nu, dar mâine să-mi fie mai bine. Mâine să-mi fie mai bine, mă, ca să termin. Ce să mai termin? Nu sunt dărmat așa, chiar nu mai pot. Mai mă gândesc la treabă, mai fac, de unde? Dar nu să știe ce o fi până mâine. Poate o să fiu mai bine. Încerc diseară să dau cu carmonul. Să pun pe mine. Pe brațe, pe picioare, pe spate, după aia cu coloana, tot. Mă dor și coastele, plămâni, simt. Ieri am fost bine și după aia seara, așa gata, m-a luat. Bine că am făcut și curat și noi în camera acolo unde stăm. Am tras patul, am șters geamul din camera acolo unde stăm. Am șters și eu frumos acolo, da. Și eu când mă apuc, nu fac așa câte un pic, nu mă mai opresc.
Fac odată, odată până ca jos. Și după aia mi-e rău. Când mă apuc de treabă, trebuie să o termin. Că parcă ar fi cineva cu boata după mine sau m-ar obliga cineva. Nu mă obligă nimeni, dar așa sunt eu. Să fac. Acum să fie rămâncit așa. Dar ce l-am trebuit așa cu spumă? Chiar bun. Acum să fie rămâncit. Iar nici eu n-am mai venit astăzi. Am zis să nu mai fie duminică. Nu prea am avut ce să fac azi. Azi mi-am făcut pe aceea și mi-am spălat scările. Am măturat puțin curte așa cum vreau eu, bine, bine, până la poartă. Ce se întâmplă? Aveți și copii afară? Oh! Ce e cu el? Tușește și acum, nu-i mai trece. Leonardo! Te uiți la usturoi? Uite-te. Ha? Adică, ce se întâmplă că dacă bagi în pământ usturoi? Să face frumos, vedeți, și mâncăm. Trebuie să punem și ceapă. S-a mai, a mai crescut. He? Da, l-am mudat. Uite ăsta ce lunghi. Da, și l-am mudat. Chiar, tu știi cât era? Uite ăsta e subțire. Noi avem grădină? Da. Te bucuri? Mă bucur. De unde ai luat pământul? De la noi din Rond. De la noi din Rond. De la noi, mă mânesc că mai cumpărăm pământ de acum. Și trebuie și ciment. Și ciment? Păi cum, ne băgăm în pământ și cine nu mai iasă niciodată. Alex, tu ce zici? Mamă, e chiar bun pământul. E proaspăt pământul. E proaspăt, mamă. Da, proaspăt pământul. Hai să ne uităm la orezul ăla pe care îl dorești. Opa, bunică! Nu se crește că e cu asta. A căzut acolo. Nu se crească cu mizerie în ei. Păi ce era? Eu văd ce era. Așa era în pământ ea. Mă, gata. Dacă beți apă, nu beți apă. Eu i-am dat așa. Numai că le-am pus eu ăla. Le-am dat așa. Hai, hai, duceți-vă aici, băi, la soare. Uite, partea aia. Afară! Veni câinile ăla al mare. Trebuie să fie poarta deschisă acum. Aia, hai să mă uit la orez. Mă iasă și afară, intră în untru, ce să facă și copiii? Ce să facă și ei? Mă lăsăm un pic. Stai, nu? Nu s-a prins deloc. Pentru că l-am dat încet. Alex! Mai încet, Alex!
și crăciciola să fie grea în mână. Să o punem aici ca să și vedeți ce fac eu. O pun aici. Nu avem altă poziție să punem telefonul și... Am fierbinte ca mult. Dar să fie. Am fierbinte ca mult. Dacă avem orez. Așa și punem și laptele. Îl punem pe tot. Pentru că e orez mult. Nu știu cum îmi pare. Și punem sare. Și acum o punem și zahăr. Copiii ăștia vor să fie cam dulce. De jos. Și acum o să fie încet și gata. Să face simplu. Leonardo! Da. Ce faci, mamă? Eu stau. Mă duc să-mi caut mănușile de fig. Vine, va veni primăvara și ne căutăm mănușile. Ce înseamnă asta? La noi tot frige? La lumea altă cum e cald este la mânecă scurtă? La nu frig. Hmm? La nu frig. Păi tu te înceasă. Că și mi-a dus florez acolo. Da, hai cu prietenii tăi, care îi iubesc fost. Bunica, te iubesc? Și eu, și eu te iubesc. Mă iubești și acum. Și nu ne mai certăm acum, da. Nu zic că tot e perfect, dar e un păcău. Telefonul. Ia. Unde era? În casă. În casă era? Ia. Un pic trebuie să fiarbă acum cu laptele. Un pic de tot. Deci zahărul e fiert. Să golim și zahărul ăsta aici. Am mutat, aveam o zambilă aici și am mutat-o afară, în rond. Și ce credeți? Imediat am luat-o câinii. Am luat-o, gata, nu mai. Am rămas doar cu rădăcina aia în pământ. Îmi place și mie de cățele alea, dar mă enervează când fac mizerie și când fac dizatul prin curte. Când fac copreșurile de la ușă, când fac ăștia. Nu prea îmi convine, îmi dați seama, dar așa îmi pare rău de ei. Și mai ales că țin copiii la ei, n-am ce să fac. Alex nu prea are de-a face cu câinii cu pisicile, dar cu ăștia ține mult de tot la ei. Pe ăștia chiar îi iubește, Alex, dar nu știu de ce. Dacă ea să găseau puțin afară, nu știu cum să o facă, să o facă înapoi în curte. Dacă plecăm și sunt căței tăiasă pe suportă, pe distanță mare, am pus niște petroaie, el a improvizat ca să nu mai iasă căței. Am pus un placaj pe acolo să vină neamește, să-l prindem și... Dar eu știu că dacă pun placaj acela la poartă de plastic, tot rupe cățaua. Îl toacă cu gura ca să iasă afară în drum. Și mai ales cum mai vin și colegii, prietenii ei și fac praf. Eu vreau să pun tablă. Să, când o fi să găsesc un om, să-l sugeze tablă. Pară poarta, acolo partea aia unde iasă câinii și
unde pune ea labele. Aici e frumos. De vedeți ce frumos e cald. Parcă când e cald, parcă e altceva. De mine m-a conjurat casa mare, înaltă, curent, în ea, de-aia m-am îmbolnăvit. Partea asta e căldură. Dar să mai fiar bolez. Ce să mai zic, prieteni? Nu mai vrea nimic, parcă. Când sunt așa, vreau doar sănătate. Ca să pot să mai țin, să pot să fac. Nu se vede pe fața mea că sunt trasă la ori. Sunt terminată. Dar nu știu ce, nu știu ce am. Ne plimbăm din curte, așa vă arăt cu ce am rămas. Ce mai mi-a rămas. Ce să vă arăt și eu altceva. Nu mă duc niciunde, nu mă duc la distracție, nu mă duc. Asta sunt. Hai să vedem la ore. Ia să vedem cum arată. E mult acum până se ridică un pic așa. Frumos și o farfurie. Aici ce am? Ce credeți că am? Leonardo Almic vede pe TikTok foarte mult, urmărește TikTok-ul și ce credeți? A văzut salata aceea de avocado cum fac toți, că dacă face unul ceva pe TikTok, repetă toată lumea. Am luat și eu, mai am, am luat așa la săculeț, nu am luat vers și le-am îmbolit așa în hârtie, pe șervețele, lasă puțin. Și am zis să mai moaie, să le lăsăm așa înfășurați ca să mai moaie. Am făcut la copil salata, m-au roșii, șerii de alea mici, cu ceapă, cu alea. Am făcut salata la urgență după ce am venit din la vizită de la ursul. Pentru că nu mai aveam liniște din cauza copilului, pentru că vedea pe TikTok numai alea. Și cu carnea aceea care, nu știu ce carne este, un piept de porc. Am mers să cumpăr carne pentru că la lada deja m-am încurcat să caut în toată lada asta de zgheță, nu era bună. M-am dus și mi-a zis doamna de acolo. Asta e carnea care vine toată lumea să facă rețeta de pe TikTok. Piept de porc, așa, peci, e puțin, foarte puțin grăsime, scușoric. Dintre care ce am făcut? Fără să mă uit la rețetă, nimica, am fiert carnea aia. Am fiert-o cu sare, cu un foi de dafin, cu puțin piper. N-am mai filmat, eram obosită, venisem de la vizită și nu. Ca să fac mai repede la copil. Și după ce am fiert-o, am scos-o de acolo. Și am pus-o în tigaie. Și am prăjit-o. Dar într-adevăr că s-a făcut, arăta foarte bine culoarea. Și s-a făcut așa, nu știu cum... S-a rumănit așa de sărunție în dință, aia a vrut să încearcă el dacă este bună și face și carnea lui, cum face aia pe TikTok, cum fac fetele mai mult. Fac și bărbații acum. Și i-am făcut-o, era mulțumit. Și mai mi-a rămas, am făcut-o să mai moaie, să mai... Pentru că era puțin tare. Nu știu, acum a folosit, mai facem o salată, mai... Facem o mască, ceva am văzut, facem mască de față, măști de păr, multe, multe chestii sunt, dar nu prea pot eu să le fac. Și am făcut pofta, pentru că tot când dădea pe TikTok, nu mai am vedea, toată lumea nu mai așa face. Și avea poftă. Vorbesc, nu mi-am vorbesc bine, vorbesc așa, că dacă obosesc, că... Nu să mire. Acum a început să ridică laptele, spuma și gata o prim. Unde mâncați până să răcește mai pe fel? Aici. Aoleu, hai că punem, da. La bunică. Hai la bănușe. Hai bine de mână. Deci uitați prietena, la bănuș. Dar acum vine Paștele, cum să-i mână? Uitați-mi e frig. Ia.
Și căciulă în seara. Nu, nu, păi. Ha? Poliția, dar de ce ne face? Ca să nu mă gardă și mie la să-mi place. Nu-mi dă. Bravo. Hai să punem pe cucara pe masă. Ia, le pun. Hai să pun ca pun și mie. Hai de dat și... Să le pun după aia după ce pun orele a răcit. Mm. Ca să aibă timp să răcească, da? Mie, dar să răcește orelul. Că eu nu mă fierbinte. Până până la răcit. Nu am eu pus-o băgăm la frigider, că să strică frigider. Bine. Dacă să răcească. Cred că răceala e la mine. Cred că am răceală. Răceala, nu am răceală, cred că putem încă de aia. Acum. Am o răceală de mai tot. Aia e de modelul oasele, așa. Nu e de la teabă, e la curățenie, pentru că am mai făcut teabă tot timpul, dar nu. Asta e răceală. E prea de tot. Este prea de tot. Ce, nu sunt învățată cu teabă, parcă ce am făcut febră musculară, că am făcut de atâtea ori, am știut, dar ce? Asta e răceală. Sigur. Dar durează până... Mănânc și eu lapte. Bunica mea nu prea mânca lapte. Să mânc ea. Lapte, brânză, ăștia nu. Vă prieten să-l încalc, să-i dau adidas pentru că e în papuci. Are papuci în cameră. Așteptăm să-l încească orezul. Pentru că e serpinte. Leonardo, ce faceți? E frig, ai luat mănușile. Hai, prieteni, vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută. Deja... Și vă dorim multă, multă sănătate tuturor. Pa, pa!